după ce timp de 4 ore a plouat neîntrerupt, o viitură puternică a afectat șoseaua din comuna Runcu, Dâmbovița, iar apa a ajuns în mai multe gospodării. Speriați, oamenii s-au văzut neputincioși în fața apelor care veneau din amonte și au privit cum bunurile din curți le sunt distruse. În urma inundației, 20 de case au rămas izolate. Autoritățile au intervenit tardiv, iar până când cursul râului din zonă va fi lărgit, sătenilor nu le rămâne decât să se roage la divinitate ca ploile să se oprească. E repetiție și asta mă ne îngrijorează profund, pentru că nu s-a rezolvat după inundația din 24 august, de la Consiliul Local până la Consiliul Județean, au fost numai promisiuni, deșarte, și asta face ca din nou să rupă pârâul ăsta neamenajat, nepregătit pentru noi cetățeni. Este lăsat la voia lui și uitați-vă ce dezastru. Mai mare. Deci nu e prima dată când se întâmplă? A vreo 7-a oară de când sunt eu aici. A vreo 7-a oară. Dar că acum a fost dezastru din ce în ce mai mare, observ că vine. Un copac întreg a intrat în curte. Și atunci a rupt tot. Gardul mi-a sărit, făcut acum după inundația din și zidul și gardul făcut după inundația din august. Acum din 8 plăci mai am 3. Și repetiția asta am obosit, nu mai pot. Ce s-a întâmplat când ați văzut viitura? Când am văzut, mai mult decât anul trecut a venit viitura, mult mai mare, cu toate că a dragat aici, a luat pietrișul și toate, și când am văzut că vine cu copaci, cu de toate, zic, ăsta e ultimatul, cum să zice. Nu, venise până la transformator la băiatul acolo, la stâlpul de beton. Aici a luat containerele de gunoi, brazi, nuci, veniți pe aici, ia uitați cât ai fagul acolo, dincolo pe albie iară. A plouat și deodată s-a simțit un vuiet pe stradă. Și când am ieșit pe stradă, gârla ajunsese la nivelul aproape al gardului. După aceea, de la vecinul de acolo care și-a făcut casa acum, n-a mai croit-o în jos și a venit prin grădină și a venit și pe aici și a ajuns, se vede bine, până la scări și așa și peste tot. Și ne-am speriat, ce să vă mai spun. A venit într-o jumătate de oră, ne-a făcut praf. Uitați, la Ghișan are 2 metri jumate. S-a înălțat, sau ei nu știe să vă spună. Domnul, aici e părâul Bodan și Giurcu. Și sunt mai multe paraie. S-au unit un singur părâu și ne-a făcut praf. Într-o jumătate de oră. Am ieșit noi toți, am făcut ăsta, ce să facem? Primăria spune că n-au fonduri alocate. De numeri. V-ați speriat? Da, pe cum dracu? De la ora, da, nu dați-vă seama că 4 ore de ploaie. De la ora 1 până la ora 5, 4 jumătate, 5 fără un sfert. Ne-au făcut praf, uitați, a venit viitoarea mare, aici acum a spart, aici s-a înfundat și s-a rupt aici tot pe râu.